Prieten, bună ziua! Ia uitați ce am făcut! Am început și noi curățenia. Am început cum începe toată lumea. Din prima cameră. Nu te dezbrăca! Stai acolo, stai să vedeți ce face lumina. Noi facem curat și să vedeți ce face ea. Avem pupă zarintei. Stai să vedeți, uitați. Eu am făcut în camera asta așa. Mă, îmbracă-te la loc! Îmbracă-te! Se îmbrăcase în rochia asta. Mi-am găsit rochia, prietenia, uitați, de 13 ani. Ia, pune-o pe tine așa, hai! Ia uitați! Rochie de 13 ani, se vede la botezul lui Alex. Ia uitați unde era. Da, și mi-o dăduse mie să mă îmbrac mie acum 10 ani. Și i-a găsit-o aici la mine. Uitați! Ia. S-a îmbrăcat ea frumos. Are și ea rochie acum la logodna ei, când o să se logodească. Dar e faină și nu mai găsești rochie. Nu mai e modelul ăsta, nu mai. Și dacă băgați de seamă ce am făcut în lumina, ia uitați ce am făcut. Da. Uitați. I-am aranjat patul frumos. Să doarmă și ea mai sus. Nu am bine la Leonardo. Nu am răspunde Leonardo, cred că nu mai are baterie. Uitați, am demolat tot. Vrem să facem curățenie. Generalizare. Așa i-am pus drumul așa. Eu în camera asta am terminat. Fiecare face câte o cameră. Telefonul meu nu mai vocalizează deloc. Eu aproape am terminat. Am împachetat niște haine. Urmează să șterg tot ce e pe aici. Tot. Aici am împachetat niște haine. Astea le dau foc. Astea ce sunt sub păturică, unele le duc înapoi la mama. Și că sunt de lui frate, de când era mic. Uitați ce am făcut. Uitați, prieteni, eu am terminat camera mea. Lucește pe jos. Hainuțele alea le dau jos, dar nu acum, când o să pun covorul la loc, dar covorul o să-l spălăm. Stingem aici becul. Închidem și ușa. Și mai avem. Acum am început, abia acum. Să vedem ce face și luminița. Oh! Tu de ce v-a prins becul? Becu. Nu mă aude. Manelista. Se pare și lumea. Vecini. Ce frumos a pus soarele. Ia uitați ce am făcut. Pe lumina i-am făcut dormitor matrimonial împărătesc. Auzi, mormânt. Mormânt, auzi. Nu, am pus așa până o dăm jos. Ai terminat într-o la... Ei. Caut-o mai târziu, blugi. Altă dată. Ne-am aranjat. Gata. Deci n-ai găsit pantalonii aia. Care? Unii glomăreni. De costum, așa? Da. Dar nu fin din ăla. Ia mai are. S-a luat? Nu s-a luat. Păi, stai așa. Nu, să ia, mă, dar trebuie cu ceva. Mă rog, e cu ceva. Un card. Da, uite, pun cardul meu. Nu al tău. Nu numai, că nu mai merge. Sau am vrut să iau o chestie de aia. Uite, mi le pun pe notiere. Ce? Alu, Alex. Și le pune lângă ea, ia uitați. Botoșii lui Alex când ea e micuț. Când era Alexandru. Micitel. Trebuie să iau pe Ianjeni seara asta, prieteni. Toți. Ce să-i caut? Bine că am terminat cu camera asta.
Trebuie să punem perdeaua asta la loc, draperia asta trebuie să o punem la loc. Iar a căzut, a cincea oară e când cade. Of. Ștergem praful și pe aici și pe acolo. Urcăm și pe terasă. Ștergem și pe terasă. Bună! Ce faceți? Privit? Da, David stă la joacă. Prietenii mei, să o ajut pe Luminiță un picuț și după revenim și cu finalul la camera asta. Gata, finish. Finish și cu camera aceasta. Să zic că terminăm repede. Trebuie să terminăm. Am zis că facem... Fata, venim, dacă nu mâine o dăm jos. De eu zic că o să dorm comod. O să dorm și opt tine în seara asta. Da. Deci gata... Deci cât am zis, am luat tot. Am zis noi că facem așa un pic sus, că nu-i murdar sus, doar praf, că na. Nu, de când am șters tot, da. Și asta, și tot. Da, tot, praf a fost. Așa că noi trebuie să facem. Nu praf, dacă eu stau 24 cu geamul deschis. Da. Și aranja frumos, prieteni, facem curățenie, că vine nunta pe noi. Ce nunta, fată? Uite ce e. Nunta ta. S-a pus noaptea. Și tu acum la geamul deschis, iară? Gata, ștergem pe jos, prieteni. Și... Ce? Cu pernele, le arunc, le dăm foc. Nu, eu mi-am venit aici. Aici o să terminăm repede, pentru că aici o să fie... O să facem amândouă. Noi acum am făcut una într-o parte, una într-o parte. Da. Aici o să facem amândouă, dar o să ne ia mult, de fapt mie o să-mi ia mult, să pun perdeaua aia la loc. Că eu o să mă rog să o pun. Traperia aia. Am desfăcut un pic acolo geamul, o să-l închid acum ca să nu-l uit. Ai, căzut de tot. Păi da, tu n-ai auzit. Uitați, prieteni, geamurile astea într-adevăr sunt murdare, dar e risc mare. Ia uitați ce risc mare. Eu pe anul și ce-am făcut prieteni. Pe și eu l-am ștres pe cel din camera mea. Ia uitați poarta din spate. Eu ăsta aici sunt bun așa. Nici eu n-am șters sus, acolo n-am șters. Și eu m-am pus aici și am șters. Nu, am șters pe ăștia și pe din afară. Pe adică și eu. Aici, dar sus pe din afară nu le șters. Așa am făcut și eu în camera asta, mă. Că vreau să mă urc, dar nu se pamă. Nu, că e, doamne, e riză mare. Eu am căzut de jos, de la etajul 1 am căzut. Da, băi, de la etajul 2. Doamne, ce vorbești, că eu era să... am căzut, am sclintit mâna. Să închidem geamul mâine, eu mă pun perdeaua asta, luăm totul la șters praf și atât sus, că n-avem mult aici sus. Doar ștergem astea toate. Balustrada pe jos, ăsta e în dulap. Doamna Câmpenița s-a dus să ne facă și nouă ceva să mâncăm. Covorul ăla mov. Trebuie să-l spălăm și pe ăla, că era din camera asta de sus. Ăla alb de la mine din camera, dar e spălat. Încă un el mama, de papuței. Ce faci, fata? De papuței, drăguți. Alu, Alexandru? Ia uite ce face asta. Unde i-a pus? Ia uitat unde i-a pus papuței lui Alexandru. L-ai șters? Mm-hmm. Ia. Și uite, stă tatăl lui Alexandru. Când el e micăto, micăto. Așa. Păi lui mama. Așa aici. Ștergem pe jos și trebuie să mergem să-l ducem pe neamișulica acasă. Mâine revii cu un feedback, cum ai dormit în pat. E pat noaptea, nu mă dau. Din pat, mă auzi de la tine, de jos. Dacă e să aud bău, știu ce s-a întâmplat. Da, ia, te sună să mergem să duci mata pe Neamișu acasă, că eu aveam treabă, dar lasă că-l duc eu. Fata, eu nici ăștia nu ne dăm jos. Sacul arunc mâine, că o să-l rispească câinele în seara asta. Nu, oricum, te sun mâine. Aha. Lasă că-l ducem noi, nu mai vine eu. Bă, Mădălină, ce facem cu asta? Lăsăm cam așa? Cam așa, da. De ce? Păi n-are rost să mai strângem, că oricum mâine ne apucăm.
Ma. Ce? Cărpile oricum ne trebuie mâine la șters tot. Și mama a zis nici gunoiul să nu-l dăm afară, pentru că dacă îl dăm afară ne trezim cu el pe toată curtea. Foarte strânge uțile cârpele. Stai așa să... Păi astea cârpele, da mă, dar eu mă referam la mop, la coada asta lungă. Pernele astea le dau jos oricum. Eu trebuie să-mi cumpăr un aer condiționat, pentru că iar eu o să mor asfixiată? Da. Afixiată. O să mor la vară aici. E cald. Păi tu nu te măriți. De ce am ales eu camera asta, care bate soarele tot? Păi și în camera alaltă unde dormeai? Dacă era pat, ziceam că dormeai, dar unde? Sau mai bine, îți cumperi o draperie de aia de pe net. Oh. Și eventual o pui peste perdeaua asta, sub drape, sub asta. De ce să mai draperie? Fata o draperie de aia, să pui să nu mai bată soarele. Tot e cald, mă, dar nu trebuie aia. Nu? Păi și unde îl pui? Hm? Că trebuie să faci groapă în tavan, în perete. Hm? Îți cumperi de la fata la priză. Știi? Da. A avut maică mea de ăla. Și face ceva? Mhm. Ce știi că face? Dacă facem aici gaură în perete? Păi și unde te duci cu ea? Afară. Afară unde? În partea la telefon. Sau și în partea asta poate. Nu știu, întrebăm pe tata. Nici eu nu am. Și mie îmi trebuie. Are doar câmpenița are. Păi da, dar totuși când face, dă drumul ea la ea, se face și pe acolo și la tine. Da. La mine nu prea, că nu intră. Da, aici e cuptor, aici mori. Bine, e și sus, de aia. Hai, termină și tu. Că eu terminai, dar eu n-am avut haine multe cum a avut ea, ale ei, din pachetat, de aia i-a luat mai mult, că a avut și prin dulapuri. Stai să pun pantalona și ăștia la loc. Prietenii, aici am adunat toate hăinuțele fratei meu, care mi-a dat mama când era David mic. Și acum vreau să-i le duc la loc. Să-i le duc înapoi. Sunt hăinuțe de copii mici. Și vreau să-i le duc înapoi. Pentru că nu au vrut să le dau foc. De ce? Că au crescut doi copii hăinuțele astea. Și încă sunt noi și bune. Așa. Camera mea e gata. Mergem jos, mergem în oraș, ne luăm ceva, neamișul îl ducem acasă, mâncăm și noi că ne pregătește doamna câmpenița ceva. Și cam asta a fost, prieteni. Hmm? Vlog? Din cine ai făcut? Păi nici vlog n-am mai făcut. Punem în seara asta covorul, mergem să-l aducem. Nu, mai punem seara asta. Mâine. Bine, prieteni, ăsta a fost vlogul, postez și eu și ne revedem mâine cu continuarea. Și mâine în mine are să vă spună ceva. Ce? Las că mai discutăm dacă spunem sau nu. Gata. Noapte bună, prieteni, și să aveți o seară faină. Și fetelor, spuneți-ne în comentarii dacă voi ați terminat cu curățenia de Paște, pentru că noi abia acum am început. Terminăm repede, că noi suntem... Noi suntem forțele NATO. Vă pupăm, prieteni!